De Ziua Internațională a Copilului, copiii din casele de tip familial din Giurgiu nu prea s-au bucurat de cadouri, așa cum este și cazul copiilor din casa Ansaloni. S-au gândit la ei patru deținuți din penitenciarul Giurgiu, care de Ziua Copilului le-au călcat pragul încărcați cu dulciuri și jucării confecționate în detenție. Penitenciarul Giurgiu s-a gândit să vă aducă o bucurie. Am pregătit pentru voi un pachetel cu dulciuri, pentru că în general copiilor le plac dulciurile, și un suvenir pentru fiecare dintre voi să vă amintiți cu drag de Ziua Internațională a Copilului. Sperăm să vă bucure și sperăm că și cu alte ocazii vă vom produce bucurii. Deținuții au fost extrem de emoționați, mai ales că unii dintre ei au copii acasă pe care nu i-au mai văzut de mult, însă față de cei din casa Ansaloni i-au încercat sentimente deosebite. Te-am văzut foarte sensibilizat în discuțiile cu cei mici. Da, pentru că suntem o familie numeroasă, suntem 12 frați, de un singur mamă și de un singur tată. Am fost crescuți bine, n-am avut nicio problemă. Asta e, mai greșește omul. Eu sunt cu conducere fără permis, mai am câteva zile și ies afară. Mai mult de atât am o fetiță de 5 luni acasă, e primul meu copil și asta e. Deci pe mine nu știu cum să vă spun, mă emoționează enorm, pentru că știu ce înseamnă, asta e. Care e sfatul vostru pentru acești copii? După cum le-am spus la câțiva dintre ei, să se mențină, deci să-și vadă în primul rând de școală și dacă are școală, are de toate. Cum ați primit ideea de a fi implicați într-un astfel de proiect? Este o idee foarte bună și ne bucurăm că am putut să venim până aici și am creat poate o bucurie copilor care sunt aici. Mai vine cineva la ei, probabil că ei se bucură. O idee foarte bună. Ați mai participat la astfel de acțiuni? Nu, e prima. Nu am avut când, doar am câteva luni că s-a arestat. Cum vi s-a părut azi aici? Foarte bucuros. Prima oară care ieșim la activități astea. Suntem în conducere fără permis, mai avem 90 de zile până la... Am doi copii și acasă, mă bucură foarte mult. Să țină de școală, mă numesc Paraschie Mihai. Sfatul vostru pentru acești copii? Să învețe carte, să fie cu minți, care după aceea ce doresc ei. O să întoarce Dumnezeu. Merită astfel de încurajări, măcar din când? Merită, da. Merită foarte mult. Acțiunea de azi, intitulată Copilul copilăriei, a avut ca scop asimilarea valorilor și formarea de atitudini pozitive prin implicarea deținuților în activități prosociale. Le-am adus obiecte confecționate în cadrul atelierelor ocupaționale de către deținuți. Am ales un personaj de desen animat pentru că este Ziua Internațională a Copilului și cu siguranță le produce o bucurie. Am ales pentru satisfacție și pentru bucuria copilului celebrele dulciuri, fructe și sucuri naturale. Cum ați selectat deținuții pentru această acțiune? Deținuții care participează la această acțiune urmează să se libereze condiționat. Sunt unii dintre cei mai cuminți deținuți pe care îi avem în penitenciarul Giurgiu, ca urmare a unui proces complex de reintegrare socială, care l-au desfășurat specialiștii sectorului de reintegrare socială din penitenciarul Giurgiu. Ne bucură că suntem astăzi aici, am mai făcut-o și cu alte ocazii. Este o finalitate a unui proces de reintegrare socială, astfel încât să sensibilizăm și deținuții din penitenciarul Giurgiu prin conștientizarea valorilor pe care familia le are în cadrul societății. Astfel de acțiuni organizate de penitenciarul Giurgiu vor avea loc în continuare și vizează tot copiii din casele de tip familial.